Am aflat ce se produce în satul românesc și pe baza datelor adunate se vor putea face previziunile pentru agricultura din următorii ani, așa cum își face socotările și familia de apicultori Paraschi. Dețin un număr de 150 de familii de albine. Am obținut în jur de 15 kg de miere pe familia de albine. Noi producem mai multe sortimente de miere, în special miere de salcâm, miere polifloră, miere de tei și miere de mană. Celelalte produse ale supului, cum este polenul, propolisul și lăptișorul de matcă, îl colectăm sau producem pentru familie. Dețin un pavilion apicol și un camion cu care mă deplasez în pastoral. Recenzorii Recensământului General Agricol 2010 vor culege date referitoare la suprafețe și utilizarea terenurilor agricole, efective de animale, plantații viticole și pomicole, utilaje și mașini agricole, irigații, persoane care desfășoară activități agricole, metode de producție agricolă, dezvoltare rurală. Exploatațiile agricole, mari sau mici, vor fi înregistrate și vor desena noua hartă actualizată a agriculturii românești. Ferma condusă de domnul Nicușor Șerban va fi un reper pe harta agriculturii. Vă aflați într-o fermă de vaci de lapte cu un efectiv total de 600 de capete, dintre care vaci matcă, deci vaci la muls, 300 de capete. Avem o instalație de muls 2,8 care ne permite să mulgem efectivul de vaci în aproximativ 3 ore și jumătate. Pe lângă cele 300 de capete vaci la muls, avem vițele și viței de la vârsta de o oră până la vârsta de 24 luni, când intră la categoria vaci în lapte. Avem în exploatare o suprafață de aproximativ 5.000 de hectare de teren pe raza județelor Ialomița-Călăraș. Avem toată baza de utilaje necesare pentru a lucra această suprafață, 24 de tractoare cu toată gama de utilaje și 6 combine. Numărul de angajați pe total societate sunt 38, în ferma de animale lucrează 14 angajați.